Acum, sigur, se pune problema cum continuăm. Este odată foarte clar și vreau din capul locului să precizez acest lucru, că noi românii dorim să fim parte în spațiul Schengen. Integrarea în spațiul Schengen rămâne obiectiv strategic național și rămâne obiectiv principal pentru mine, ca președinte al României, pentru perioada următoare. Să vedem un pic care sunt problemele și care sunt piedicile care trebuie înlăturate pentru a putea ști cum procedăm în continuare. În realitate, avem două probleme. Cele două probleme sunt, odată, atitudinea Austriei, care este rezervată, acum a votat nu, dar recent, cancelarul austriac a spus că acest vot înseamnă, de fapt, o amânare, nu înseamnă un nu definitiv. Este o nuanțare a poziției. Acest vot a fost valabil și pentru România și pentru Bulgaria. Avem însă și a doua problemă care trebuie văzută și tratată. Votul Olandei a fost mixt. Pentru România a fost un da, pentru Bulgaria a fost un jumătate nu. Știu chiar de la premierul Olandei că acest nu pentru Olanda, iarăși nu a fost ceva definitiv. Este dorința și acolo unei amânări până când se mai clarifică anumite probleme. Deci acestea sunt chestiunile care trebuie tratate și trebuie rezolvate. Acest moment, după părerea mea, poate fi tratat într-o singură cheie, cu diplomație. Orice altceva, după părerea mea, este exclus. Am auzit în ultimele zile nenumărate opinii, sfaturi și așa mai departe. Și vreau să vă spun foarte clar, nu va exista, deci atenție, nu va exista un boicot la adresa Austriei din partea statului sau autorităților publice. Nu așa se tratează astfel de probleme.